Unul dintre elevi din România ia meditații la cel puțin o materie. Dintre cei care iau meditații, cei mai mulți, adică 80%, se pregătesc la matematică, iar aproximativ o treime iau meditații la limba română sau la limbi străine. Majoritatea copiilor fac meditații la o singură materie, iar unul dintre ei se pregătește suplimentar la două materii, conform unui studiu realizat recent. Majoritatea părinților sunt de acord că elevii au nevoie de meditații pentru a dobândi cunoștințe la nivel mediu, iar această activitate ar trebui fiscalizată. Sistemul orelor particulare meditațiilor este accesat în mai mare măsură de către părinții din mediul urban, cu studii medii și superioare, care au unul, doi copii din familie, venituri peste medie și care sunt nemulțumiți de sistemul public de educație. În general, elevii iau meditații la una sau două materii cu precădere la matematică, limba și literatura română sau limbile străine. Cei mai mulți participă la meditații o dată pe săptămână, iar unul dintre elevi participă chiar de câteva ori pe săptămână. Majoritatea părinților sunt de acord că meditațiile ar trebui fiscalizate. Acest lucru presupune ca meditatorii care predau ore particulare elevilor să semneze contracte sau să emită bonuri fiscale pentru această activitate, iar activitatea de predare a orelor particulare ar trebui impozitată, similar cu alte activități derulate de persoanele fizice autorizate. Părinții cu studii superioare, bărbați, cu un venit personal lunar de peste 3.500 de lei și locuitorii din mediul urban sunt în mai mare măsură pro-fiscalizarea meditațiilor. În prezent, acest serviciu educațional alternativ nu este fiscalizat. Aproximativ 80% dintre cei care au achiziționat meditații nu au primit bon fiscal. Bon fiscal au primit în proporții mai ridicate cei care au contractat pregătiri particulare prin intermediul unui centru educațional.